Între timp, acasă, în Statele Unite, Partidul Democrat se întreabă dacă îl mai susține pe Biden pentru următoarele alegeri prezidențiale. Democrații americani sunt îngrijorați de cotele scăzute ale președintelui Joe Biden și par să caute alt candidat. Vârsta lui Joe Biden, gafele publice frecvente și problemele de concentrare și de logică tot mai evidente sunt tot atâtea semne de întrebare pentru Partidul Democrat. Și nu se poate trece cu vederea nici relațiile de afaceri în străinătate ale fiului său, Hunter Biden. Republicanii din Camera Reprezentanților au descoperit deja milioane de dolari care au intrat în conturile fiului lui Biden din surse străine suspecte de corupție. Așa că democrații deja ar căuta un alt nominalizat pentru alegerile pentru Casa Albă din noiembrie 2024. Și sondajele arată că americanii nu prea l-ar mai vota pe Joe Biden, indiferent împotriva cui va candida la alegerile de anul viitor. Potrivit unui studiu realizat de Wall Street Journal, 73% dintre americani consideră că este prea bătrân, 58% dintre alegători spun că economia Statelor Unite s-a înrăutățit în ultimii 2 ani, iar 57% afirmă că Biden nu și-a îndeplinit deloc bine atribuțiile de președinte. În schimb, americanilor le-a plăcut circul, așa că 48% dintre alegători au spus că Biden este simpatic. Cifrele din sondajul Wall Street Journal sunt reconfirmate și de alte anchete de opinie. Potrivit Real Clear Politics, un agregator de sondaje, liderul de la Casa Albă are o rată de aprobare de 42,3%, în timp ce proporția celor care îl văd negativ este de 53,7%. În paralel, în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă Statele Unite, 63,7% dintre cei chestionați au afirmat că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 25,3% consideră că America merge într-o direcție bună. Și discuțiile despre o altă nominalizare nu sunt noi în Partidul Democrat. Congresmenul Dean Phillips, democrat de Minnesota, l-a îndemnat în mod repetat pe președintele Joe Biden să nu mai ceară un nou mandat și a sugerat că alegătorii nu sunt dornici ca liderul de la Casa Albă să candideze pentru realegere. La rândul lor, mai mulți analiști politici și economici au cerut democraților să renunțe la Biden și la o echipă Joe Biden-Kamala Harris pentru 2024, vicepreședinta democrată fiind văzută de mulți ca un politician mediocru, o mașină de gafe fără nicio realizare notabilă în perioada petrecută ca numărul 2 la Casa Albă. Ba chiar și presa favorabilă lui Biden afirmă că președintele ar trebui dat la o parte și înlocuit cu cineva mai tânăr și mai energic la alegerile din 2024.